un clip de empties de vreo 4 luni, dacă nu mă înșel, așa că stați un pic, stați așa să vă arăt câte produse s-au adunat în această perioadă. Ia uitați aici, asta ca să vă faceți așa o idee în mare ce ne așteaptă în clipul de astăzi. Am cutia plină, aproape de pe din afară, cu produse terminate, produse pe care le-am folosit eu în această perioadă și am reușit să le dau gata, astfel încât să pot să vin în fața voastră să vorbim despre ele, să vă spun ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce aș recumpăra și ce vă recomand și vouă. Și ca de fiecare dată avem produse din toate categoriile, de la îngrijirea tenului până la machiaj, a părului, corpului și multe, multe altele, așa că stați până la final dacă sunteți curioși să vedeți ce părere am eu despre toate aceste produse folosite și înarmați-vă cu răbdare, o cafea, un ceai, ce doriți voi, pentru că va fi cu siguranță un clip destul de lung, dar care merită. Cel puțin eu așa zic, acum vă las pe voi să decideți, așa că haideți să nu mai lungim introducerea aceasta și să trecem direct la produse. Începem cu categoria produselor pentru ten și vă arăt o apă micelară, aceasta de la Bioderma, în varianta pentru tenul sensibil. O apă micelară care m-a ținut câteva luni bune și de care m-am bucurat maxim. Este cea în varianta de 850 de ml, deci are aproape un litru recipientul acesta și venea cu o pompă inversă, cum îi spune denumirea, care mi-a fost super, super utilă, pentru că mecanismul de a scoate produsul de aici este acesta, pur și simplu veneai cu o dischetă din aceea de machiantă, apăsai de câteva ori și astfel discheta era direct umezită, fără să mai stai să mai răstorni recipientul pentru a ieși produs. Vreau să vă zic că acest produs este recumpărat, l-am mai folosit înainte și știam cât este de bună, doar că m-am gândit să o iau ca să văd dacă au mai îmbunătățit-o, dacă au mai schimbat ceva la ea și, într-adevăr, mi se pare că în continuare este un demachiant excelent, atât pentru machiajul tenului, cât și al ochilor și al buzelor. Chiar dacă am avut niște produse de machiaj foarte rezistente, ea a reușit cu brio și fără să stau prea mult să insist, a reușit să le îndepărteze pe toate, ceea ce a fost perfect pentru mine. În momentul în care știam că trebuie să mă demachiez și voiam să fac lucrul acesta rapid, foloseam această apă micelară și a mers la fix, iar faptul că este pentru tenul sensibil chiar m-a ajutat foarte mult, pentru că nu mi-a roșit pielea, nu mi-a creat vreo iritație, nu m-a usturat ochii de la ea, chiar dacă poate mi-am curățat un eyeliner sau un rimel. M-am înțeles super bine cu acest produs și cu siguranță o să o recumpăr la un moment dat. Momentan o folosesc pe cea de la Garnier, de care sunt la fel mulțumită, dar parcă aceasta, ca o mică comparație între ele, mi se pare că are o putere de demachiere cumva mult mai mare. Nu știu dacă e doar impresia mea. Dacă ați încercat-o, aștept să-mi scrieți cum vi s-a părut și vouă. Pentru mine este una dintre apele mele micelare preferate. Alt produs pentru demachiere pe care l-am folosit în perioada aceasta a fost acest ulei demachiant de la The Body Shop, în varianta aceasta cu mușețel. Îmi place foarte mult toată gama aceasta cu mușețel, pentru că este blândă și tot la fel nu-mi creează probleme pe piele, ceea ce este minunat, iar uleiul acesta demachiant chiar își făcea foarte bine treaba și îl foloseam când aveam în mare parte niște produse waterproof. Rimelul rezistent la apă, tuș și chiar pe rujurile acelea de la Maybelline, știți, acelea care sunt mate și sunt mega, mega rezistente și pe care nu poți să le dai jos pur și simplu cu un șervețel de machian sau o apă micelară. Ai nevoie de un ulei, un unt, un balsam de machiant, iar ca și consistență, să știți că este un ulei destul de lichid, de fluid, adică în momentul în care îl puneam în palme, deja începea să curgă printre degete și trebuia imediat să mă apuc să masez tenul, iar în cazul în care nu știți cum se folosește un astfel de ulei de curățare, dacă nu ați utilizat până acum, trebuie pur și simplu pe tenul uscat să masați produsul acesta cu degetele până vedeți voi că se topește machiajul pe față și apoi să clătiți cu apă călduță și, bineînțeles, să continuați demachierea cu un gel de curățare, spumă sau ce folosiți voi de obicei. Deci nu este suficient doar acest produs pentru a da complet machiajul de pe față, dar reușește să spargă bariera aceea și, v-am zis, dacă reușește să dea jos rujul acela de la Maybelline de pe buze, cred că am spus tot în ceea ce privește puterea lui de demachiere. Dacă îl recomand,
Da, eu zic că este o idee foarte bună, mai ales dacă sunteți genul de persoane care preferă să se demacheze cu un ulei de machiant și în cazul în care nu vreți să folosiți dischete de machiante, pentru că dacă l-aveți pe el, nu mai aveți nevoie de acele dischete din bumbac. Dacă tot am pomenit de gel de curățare, în această perioadă am terminat 2 și știu că vi le-am mai arătat de o grămadă de ori, așa că acum pur și simplu o să vi le arăt împreună, pentru că am mai discutat despre ele. Am întâi de toate gelul acesta din gama Pure Skin, ambele sunt de la Oriflame, acesta cu acid salicilic, ce v-am spus eu că reușește să curețe foarte, foarte bine tenul și de aceea îl recomand doar pentru un ten mixt sau gras, pentru că pentru un ten normal sau uscat ar putea să lase o senzație ca și cum usucă pielea, pentru că are acid salicilic în compoziție și într-adevăr usucă anumite coșuri pe care le ai pe față, dar pentru tenul meu predispus la acne este un gel de curățare esențial pe care îl folosesc așa din când în când. Iar celălalt este din gama Novage, gelul de curățare cu pompiță pe care îl găsim cam în orice set Novage. Acesta are o textură puțin mai cremoasă decât cel de la Pure Skin și îmi place în mare parte să-l folosesc dimineața când mă spăl pe față, pentru că este cumva un produs 2-in-1, și gel de curățare și loțiune tonică, și îmi place că îmi și curăță pielea, dar o și reîmprospătează și astfel pregătește tenul pentru aplicarea produselor din rutină, deci sunt minunate și de aceea vedeți că le tot folosesc în continuare și vi le arăt acum consumate. Dacă mi-ați mai urmărit clipurile cu produse terminate, probabil ați observat că în fiecare se regăsește cel puțin un produs CeraVe, dar îmi plac foarte mult, iar în clipul de astăzi am unele despre care nu cred că v-am vorbit până acum și întâi de toate crema aceasta pentru ochi, care venea cu sistemul acesta de aplicare, am golit-o efectiv și m-a ținut o grămadă produsul acesta, chiar dacă a avut doar 14 ml. Ca și consistență, să știți că este o cremă de ochi destul de densă, de bogată. Poate unele persoane ar avea nevoie să încălzească un pic așa crema între degete și de-abia apoi să o aplice, pentru a se întinde mai ușor și a intra mai repede în piele. Eu, sincer, obișnuiam pur și simplu să aplic direct din tub și apoi să masez produsul. Într-adevăr, reușește foarte bine să hidrateze pielea. Cam pentru asta este și ea destinată. Bineînțeles, ca orice produs CeraVe are aceste 3 ceramide esențiale și acid hialuronic și este o cremă care promite să repare și să hidrateze zona din jurul ochilor și cam asta face. Mi-a plăcut mult de tot. Nu are parfum, nu are alcool în ea sau alte ingrediente ce ar putea să irite tenul, așa că mai ales pentru zona ochilor, o astfel de cremă eu zic că este perfectă. Dar nu vă așteptați acum să facă ridurile sau cearcănele să dispară, nu. Pur și simplu îți oferă îngrijirea de bază de care ai avea nevoie și cam atâta tot. Iar alt produs de la CeraVe, despre care nu cred că v-am vorbit până acum, este crema aceasta pentru față cu SPF 25. Este o cremă care la fel m-a ținut destul de mult timp și am folosit-o primăvara și apoi vara am mixat-o. Câteodată foloseam SPF 50 și câteodată o puneam pe ea, mai ales dacă nu ieșeam din casă. Un plus pe care îl are este faptul că vine cu pompița aceasta și chiar reușești să scoți ultima picătură din acest produs, după cum vedeți că am făcut și eu. Tot la fel, ca și consistență, așteptați-vă la o cremă mai densă, care da, intră destul de repede în piele. Pentru mine, pentru un ten mixt a fost super ok. Nu știu dacă ar fi potrivită pentru un ten gras, pentru că da, ai și protecție solară, dar factorul este de doar 25, dar îți dă și hidratare și o ușoară luminozitate pe ten. Nu lasă peliculă albă sau ceva de genul, nu se vede nașpa pe față sau în poze, merge foarte bine folosită sub machiaj, deci chiar n-am avut nicio treabă cu ea, doar că mi se pare mai potrivită pentru un ten mixt normal uscat. Dacă voi ați încercat-o și aveți un alt fel de ten, aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, chiar sunt super curioasă, mie mi-a plăcut și cred că o mai am încă o dată într-un tub nou, așa că cu siguranță o să o folosesc, dar probabil prin iarnă, pentru că atunci ar merge mai bine SPF-ul acesta 25. V-am spus mai devreme că tenul meu este predispus la acne, așa că în anumite perioade trebuie să folosesc niște produse specifice și în continuare le-am terminat pe acestea de la Oriflame din gama Novage. Este gama aceasta anti-acne, deci produsele sunt specifice pentru această problemă și am terminat în sfârșit gelul acesta care se aplică doar pe
coșuri, pe zonele cu probleme și reușește foarte, foarte bine să le usuce. Adică dacă îl aplici cam două serii la rând și îl lași acolo să se usuce, să acționeze, diminuează și vindecă foarte rapid un coș, indiferent cât de mare și de dureros este. Credeți-mă că am experimentat cu el și mai și ține o veșnicie, adică are 15 ml, dar pe mine cred că mă ține cel puțin 3-4 luni, dacă nu mai mult, nu știu, îmi place maxim și are în compoziție acid salicilic, dacă nu mă înșel. Și de asemenea, am terminat și soluția aceasta antisecreție de sebum. Este practic ca un ser care vine așa cu pipetă, v-am mai vorbit eu despre el, are o culoare așa albicioasă, ușor lăptoasă, intră extrem, extrem de repede în piele și nu lasă peliculă pe ten sau ceva de genul. Dacă ai un ten mixt, îți recomand să o aplici mai ales în zona T, unde în general pe parcursul zilei apare secreția de sebum. Dacă ai un ten gras, super, aplic-o pe toată fața. 2-3 picături maxim din produsul acesta sunt suficiente pentru a acoperi o întreagă față, deci nu ai nevoie de o cantitate prea mare de produs. Și are 15 ml, dar tot la fel, cred că mă ține vreo 2-3 luni cam așa un recipient din acesta și de obicei obișnuiesc să aplic produsul în rutina de dimineață. La capitolul măști, pregătiți-vă că am terminat o tonă. Toate sunt din acestea tip șervețel sub formă de față, cum le zic eu, și haideți să le luăm așa pe rând. Prima este aceasta din gama Nove Age, este cea care oferă efectul acela de catifelare, de uniformizare a tenului. Îmi place în continuare și cred că o folosesc de vreo câțiva ani, chiar este super șmecheră. Bineînțeles că dacă vorbim de Nove Age, vorbim și de masca mea preferată de la Oriflame din toate timpurile. Dacă ar fi să vă recomand o singură mască de la ei, luați-o pe aceasta pentru că o să vedeți un efect imediat de hidratare, de luminozitate și îți lasă pielea atât de catifelată, este perfectă! Ea promite să exfolieze tenul pentru că are în compoziție niacinamide și de asemenea este făcută din bioceluloză și mare atenție cu ea că este foarte subțire și foarte maleabilă și vine îmbibată într-o tonă de produs încât poți să te duci cu el și pe gât și pe decolteu. Este excelentă! Și după cum puteți vedea, eu am terminat aici 4 măști din acestea. De la Boys & Berries, brandul pe care îl găsiți pe Makeup Shop, am mai terminat încă o mască în varianta aceasta cu papaya, care spun ei că este pentru hidratare. V-am mai arătat măștile de la ei, îmi plac foarte tare, sunt super ok dacă vrei un moment de relaxare, vrei o mască care să-ți dea așa un refresh și să-ți hidrateze tenul. Acestea sunt o idee foarte bună și sunt mai mult decât accesibile la preț, mai ales dacă le prindeți la oferte de Black Friday sau în anumite zile. De asemenea, am terminat o mască din aceasta coreană, dacă nu mă înșel, de la brandul Holika Holika. Este o mască cu căpșuni, care nu prea mirosit a căpșuni, nu știu de ce mă așteptam la lucrul acesta, dar ca efect mi-a plăcut mult de tot. Lăsa și tenul luminos și hidratat, cam asta fac în mare parte măștile de genul acesta. Diferența ce o mai face câteodată este materialul din care este făcută masca și la aceasta a fost super ok, fiind tot la fel destul de ușor de manevrat și cantitatea de produs cu care vine o astfel de mască și la fel și ea era destul de generoasă, deci mi-a plăcut. Și mai am încă 3 măști, acestea de la Oriflame, iar am terminat-o pe aceasta din gama Optimals pentru hidratare. Îmi place maxim când văd că tenul meu începe să se usuce din diverse cauze. O aplic pe aceasta seara înainte de culcare și dimineața deja tenul meu este mult mai hidratat. Și am mai terminat încă 2 din gama Love Nature. Aceasta dintr-o variantă veche cu strugure și rodie și aceasta într-o variantă nouă cu piersică. Sincer, ambele mi se pare că fac același lucru, doar că miros ușor diferit. Varianta aceasta nouă parcă au făcut materialul măștii mult mai moale și mai maleabile, dar nu la fel de moale cum este cea de la Nove Age pe care am lăudat-o mai devreme. Deci da, îmi plac și le folosesc în continuare, de aceea le tot vedeți. O chestie super faină pe care am terminat-o sunt plasturii aceștia pentru coșuri, care sunt de la Cosarex. Sper că am pronunțat bine. Am avut aici 24 de plasturi care aveau diverse mărimi. Unii erau mai mici, unii mai mari și erau așa rotunzi și îi lipai practic pe coșurile pe care le aveai pe față. Deci ei m-au ajutat mult de tot când aveam coșuri din acelea dureroase care efectiv erau sub piele și nu puteam să le scot și preferam să le las în pace. Cumva soluția cu care vin deja plasturii aceștia lucra acolo peste noapte și a doua zi coșul meu deja era mult mai calmat,
nu mai era atât de roșu și începea să se vindece. Chiar au fost niște plasturi salvatori pentru mine în diverse momente. Îi recomand cu tot dragul și cu siguranță o să îi recumpăr. Eu cred că i-am luat online pe aceștia, dar am văzut că au și în DM, dacă nu mă înșel. Dacă i-ați încercat, aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi s-au părut și vouă. Și dacă tot vorbim de plasturi, i-am folosit și pe aceștia pentru puncte negre. L-am folosit pe acesta de la Tony Moly, care nu știu să vă zic cu ce era, sincer, nu cred că mai scrie pe aici. Erau din aceștia cu ou. Și de asemenea, pe aceștia, pe care cred că știe toată lumea pentru că se găsesc cam peste tot și în supermarketuri și în DM. Pe ei i-am mai folosit înainte și știam la ce să mă aștept, adică sunt niște plasturi buni. În continuare mențin părerea aceasta, chiar sunt foarte, foarte eficienți. Am avut aici înăuntru 3 plasturi din aceștia și cred că au costat undeva la 12-15 lei. Nu mai știu exact, dar mi-au plăcut. O să-i recumpăr cu siguranță că mai am nevoie de ei din când în când. Iar ca eficiență, ca o comparație între aceștia, mai mult mi-au plăcut ei. Și vă arăt aici și aceste șervețele demachiante de la Sien, în varianta aceasta fără parfum, pentru tenul sensibil și uscat. De obicei le folosesc când mă machiez și fac mai întâi machiajul ochilor și poate cade fard pe pomeți și trebuie să-l îndepărtez, atunci folosesc șervețele din acestea sau când vreau să șterg swatch-uri sau diverse chestii, deci nu mă demachiez efectiv cu ele, dar tot îmi plac foarte mult, adică vin suficient de umede și demachează destul de repede și nu trebuie să insist în condițiile în care folosesc eu aceste șervețele. Efectiv, pentru demachiere, nu știu cum funcționează, dar cum fac eu, merg. Și tot de la Sien am terminat și pachetul acesta de dischete din bumbac. Acestea în varianta soft, au fost înăuntru 140 de bucăți și mi-au plăcut foarte mult. Îmi plac în mare parte pentru faptul că sunt moi, sunt netede și nu se destramă în momentul în care te demachezi cu ele. Deci de aceea le tot recumpăr și le vedeți în astfel de clipuri. Trecem acum la categoria produselor pentru machiaj și dacă data trecută, în clipul acesta, nu am avut să vă arăt deloc produse din câte mi-amintesc. De data aceasta am mai multe și, din păcate, nu sunt consumate în totalitate, dar au expirat și au schimbat compoziția, așa că trebuie să mă despart de ele. Și o să încep cu fondurile de ten pe care o să le arunc. Toate să știți că sunt de la Oriflame și sunt în număr de 4. Și am aici două din gama Giordani Gold. Întâi de toate, fondul acesta de ten Cushion, care vine așa cu burețel. Eu am scos rezerva aceasta practic din recipientul fondului de ten, pentru că recipientul îl păstrez și acum am pus o rezervă nouă. Fondul acesta de ten cred că este singurul consumat din tot clipul de astăzi, pentru că am stors efectiv burețelul acesta ca să pot să scot cam tot produsul din el. Atât de mult mi-a plăcut. Nu mă așteptam, sincer, să-mi placă atât de tare, pentru că în general nu sunt atrasă de fondurile de ten Cushion, deoarece trebuie efectiv să lucrez cu burețelul lor și să apeși pe acest burete impregnat cu fond de ten și apoi să mergi pe față și să-l întinzi mai departe. Dar el mi-a plăcut pentru că are și o textură lejeră, oferă o acoperire medie, deci chiar am fost impresionată de acoperire, arată foarte natural pe ten și ca fond de ten de zi cu zi este excelent. Și vă dați seama că dacă l-am recumpărat, clar mi-a plăcut. Iar celălalt din gama Giordani Gold este acesta, este varianta nouă de la fondul de ten anti-îmbătrânire, cel care este cu ceva ser anti-îmbătrânire. Sincer, este ok, doar că mi se pare că au schimbat nuanțele, pentru că am aici cea mai deschisă nuanță, Vanilla Cool, dar pentru mine, în perioada rece, când nu sunt bronzată, este destul de închis și mi se pare că și oxidează pe tenul meu, iar asta nu îmi place și m-a dat un pic înapoi să-l folosesc, pentru că de fiecare dată trebuia să-l combin cu altceva. În rest, consistența este super ok, este un fond de ten hidratant, să știți, deci dacă aveți un ten gras, nu prea vi-l recomand. Acoperirea este mică, spre medie, merge ca fond de ten de folosit în viața de zi cu zi, nu ca fond de ten de eveniment când vrei un full coverage. Și de asemenea, țineți cont că lasă și un efect dewy pe ten, adică de strălucire din aceea așa naturală. Nu sclipici sau sidev sau mai știu eu ce, dar așteptați-vă la lucrul acesta din partea lui.
și într-adevăr este un fond de ten care se potrivește mai degrabă pentru un ten uscat, normal sau, bineînțeles, pentru tenul matur. Iar celelalte sunt din gama The One în varianta Illu Skin Aqua Boost. Am aici, practic, același fond de ten, doar că în două nuanțe diferite. Nuanța asta cea mai deschisă se numește Vanilla, iar aceasta este Light Ivory. Mie mi-a plăcut maxim fondul ăsta, mai ales în perioada rece, pentru că, într-adevăr, hidratează, dar nu dă efect de luminozitate cum face acesta. Are o acoperire medie, mi se pare că au o acoperire mai bună decât a acestui fond de ten, se întind și foarte ușor și uitați-vă la acesta, nuanța deschisă. Este aproape terminat. Într-adevăr, l-am avut și în Project Pen, dar chiar este foarte fain. Deci, dacă aveți un ten uscat, normal, mixt, vreți un fond de ten cu acoperire medie, care să se întindă ușor, să fie bun pe parcursul unei zile și să reziste și binișor, să știți, vi-l recomand pe acesta, iar când este la ofertă, puteți să-l găsiți și undeva la 25-28 de lei, deci super preț. Și nici nu oxidează, un lucru foarte important. Am de asemenea să vă arăt și două corectoare, mă rog, concealere anticearcăne. Acestea sunt, întâi de toate, cel de la Oriflame din gama The One, concealerul Everlasting în varianta veche. Este acesta subțirel care vine așa cu burețel și mie îmi place foarte tare. Are și un subton ușor de somon, astfel încât reușește să neutralizeze culoarea cearcănelor, dă luminozitate, acoperirea este medie, nu se strânge sau ceva de genul, bine, trebuie fixat cu pudră, nu lăsați anticearcănele fără să le fixați cu pudră. Și am avut aici nuanța Light Nude, care este cea mai deschisă. Și pentru că îmi place în general acest produs, bineînțeles că acum îl am în varianta nouă, care îmi place un pic mai mult decât aceasta veche. Iar aici am unul dintre anticearcănele mele preferate din toate timpurile și este vorba despre acesta de la Too Faced, Boarding Suede, care este aproape gata. L-am avut în Project Pen și l-am folosit intens și dacă nu l-aveam, oricum îl foloseam. Și acesta este în varianta de travel, deci cu toate acestea eu nu am reușit să-l dau gata. Am avut nuanța snow și a avut 4 ml. Este cel care vine așa cu burețel și îmi place pentru că oferă într-adevăr acoperire medie spre mare, acoperă foarte bine cearcănele, dar în același timp nu usucă zona din jurul ochilor, o îngrijește cumva, o hidratează, nu știu, îmi place maxim și cu siguranță o să-l recumpăr. Și bineînțeles că nu puteam să încheiem cu această categorie de machiaj fără să vorbim despre mascara, bineînțeles. Data aceasta am dat la o parte aceste două rimeluri, ambele sunt de la Oriflame, Tremendous din gama The One, varianta clasică, și acesta din gama Giordani Gold, Iconic Grand. Ca o comparație între ele, mai mult mi-a plăcut acesta din gama Giordani, deoarece are această periuță cu niște perișori care reușesc să prindă genele fără să le lipească, le alungește, le separă, le dă volum și rezistă foarte bine. Iar acesta Tremendous îmi place când vreau volum pe gene, deoarece are o periuță destul de densă și de groasă, după cum puteți să observați, și trebuie să am mare grijă când mă dau cu el ca să nu-mi lipesc genele între ele. Deci dacă vrei să faceți să pară că aveți mai multe gene, el este o variantă foarte bună. Dacă vrei ceva pentru alungire, separare și chestii din acestea, mergeți mai bine către acesta. Vorbim acum și despre cea mai cuprinzătoare categorie de astăzi și bineînțeles că este vorba despre categoria cu produse de îngrijire a corpului, evident. Și întâi de toate o să vă arăt parfumurile pe care le-am terminat eu în această perioadă. Destul de puține, să știți, adică în următorul clip, adică până la sfârșitul anului, pentru că îmi propun să mai fac un clip de empties până se termină 2022, că nu vreau să intru în 2023 cu gunoaie prin casă. Îmi propun până atunci să termin mai multe parfumuri, dar momentan am să vă arăt decât două, dintre care unul este al lui Paul, după cum puteți să vedeți. Este parfumul acesta So Fever, care am văzut că lui îi place destul de mult și l-a ținut în mașină și când uita să dea cu parfumul în casă, îl avea tot timpul acolo. Este fain, are un miros special, este cumva puternic, dar fresh la un moment dat, chiar foarte interesant. Nu persistă cine știe ce, dar sincer cred că mirosul i-a plăcut lui cel mai mult, iar parfumul pe care l-am terminat eu în varianta aceasta mare, că mai am unul mic, este acesta, Infinita, un parfum feminin, perfect pentru primăvară-vară, deoarece este așa floral, dulce.
tineresc, undeva pe acolo prin categoria aceasta. Este apă de parfum, dacă nu mă înșel, da, dar cu toate acestea, pe pielea mea nu ținea foarte mult, cred că undeva la 4, 5, 6 ore maxim, ceva de genul acesta. Bine, știți cum este cu parfumurile, te dai acum și poate peste o oră tu nu-ți mai simți parfumul tău, dar cei din jurul tău îl simt. Cu acesta nu prea a fost cazul, nu prea s-a împăcat el cu pH-ul meu, dar de asemenea îmi place mirosul. Și am terminat și parfumul acesta micuț, în varianta de poșetă, este parfumul Divine, bineînțeles, unul dintre parfumurile mele favorite de la Oriflame, doamne, îl ador. Dacă vreți un parfum fresh, răcoritor, care să-ți dea așa o stare de prospețime și cu care să-ți începi ziua, vă recomand Divine, dragilor, este senzațional. În această categorie vă arăt și recipientul acesta imens de apă termală, iar am terminat-o pe aceasta de la Aven, pentru că este preferata mea, pentru că într-adevăr calmează pielea și de aceea vă arăt și în categoria produselor pentru corp, pentru că eu în mare parte o foloseam după ce mă epilam, deoarece am o piele sensibilă, predispusă la dermatită atopică și chestii de genul acesta. După ce mă epilez, trebuie să pulverizez niște apă termală și ea face o treabă impecabilă, iar recipientul acesta de 300 de ml chiar mă ține o veșnicie și vreau să vă zic că îmi place și faptul că pulverizează foarte bine până la sfârșitul cantității. Deci asta contează super mult, pentru că sunt unele ape termale care atunci când ajungi pe final nu mai pulverizează, ci stropește efectiv. Dar da, ea face o treabă perfectă, cel puțin pentru mine. Pregătiți-vă să vedeți câte geluri de duș și săpunuri am terminat noi în această perioadă. Se vede sincer că a fost vară și am făcut dușuri mult mai des decât în mod obișnuit, pentru că am terminat 4 geluri de duș, da? Un complet efectiv. Toate sunt de la Oriflame și haide să le luăm așa pe rând. Întâi de toate, acestea două, care sunt din gama aceea relativ recent apărută, se numește gama Sense and Moments și am avut aici două variante. Aceasta romantic, care era cu ceva trandafir din câte mi-amintesc, și varianta aceasta cu gref roz, care vă spuneam eu că miroase efectiv a Fanta de portocale, de gref, mă rog, înțelegeți voi, miros puternic de citrice și de Fanta, așa că dacă sunteți fani, este o variantă foarte, foarte bună, dar mi se pare sincer mai potrivită pentru vară, deoarece este destul de fresh și de energizantă. Iar varianta aceasta era florală, dulce, ceva de genul, chiar destul de dulce. Miroase cumva a dulceață de trandafir sau ceva de genul acesta, chiar este super interesant mirosul, deci cam așa a fost cu ele. Iar în rest, ce să zic de consistență? Sunt niște geluri de duș basic, cu o textură de gel, dar mai densă, să știți, adică nu sunt din acelea de cur printre degete. Curăță bine pielea și nu o usucă, ceea ce este ideal. Nu se păstrează mirosul după ce le folosești pe piele, dar hei, sunt niște geluri de duș, pentru asta avem loțiuni de corp și alte chestii. Iar celelalte două sunt din game diferite. Aceasta este din gama Essentials, în varianta aceasta purifiantă, cu vitamina E și ceai verde. Mirosul era destul de delicat, nu era ceva prea pregnant, dar se simte că este cu ceai verde, pentru că este așa ușor fresh. Te duce cu gândul efectiv la ceai și avea o textură de gel foarte, foarte densă și chiar a fost super fain. Nu era chiar preferatul meu pentru miros, dar consistența mi-a plăcut. Am observat sincer că mai degrabă Paul l-a apreciat pe acesta. În schimb, mie mi-a plăcut foarte mult cum a mirosit el. Din noua gamă Love Nature, în varianta aceasta nouă pe care nu am mai avut-o până acum, tot cu ceai verde, dar și cu castravete. Bineînțeles că a mirosit fix a aceste două ingrediente, chiar simțea așa că miroase și a ceai și prospețimea aceea de la castravete. A fost un gel de duș perfect pentru vară. Cred că în vară l-am terminat, nici nu mai știu sigur, și vreau să vă zic că am observat că au modificat un pic consistența la aceste geluri de duș, mi se par mult mai solide. Și nu știu dacă știți, dar toate produsele acestea din gama Love Nature au formule biodegradabile și toate recipientele sunt făcute din plastic 100% reciclat. În ceea ce privește săpunul, am terminat 4 recipiente din acestea lichide și încă 2 solide. Da, v-am zis că am terminat o grămadă. Întâi de toate, haideți să vă arăt ceva nou, un produs despre care nu am mai vorbit până acum. Este un săpun lichid de la brandul Procles. Sper că am pronunțat bine. Îl puteți găsi pe Makeup Shop în cazul în care sunteți interesați și a avut 300 de ml. Mi-a plăcut foarte mult ambalajul acesta, sincer.
Nu mai știu cu ce era. Cred că ingredientul de bază era cumva o floare, din câte mi-amintesc, pentru că mirosul este ușor, ușor floral, delicat, undeva pe acolo. Știu că la acesta mi-a plăcut mult textura, era așa ca un gel dens, ușor cremos, lăptos, nu usca deloc, deloc mâinile și simțea așa că le curăță, dar le și îngrijește în același timp. Nu se păstra mirosul pe piele sau ceva, dar oferea o senzație foarte plăcută în momentul în care îl foloseai. Mai departe, îl avem pe acesta din gama Love Nature, în varianta veche, despre care v-am mai vorbit. Este în varianta aceasta multifructe cu kiwi, gref, măr, miroase efectiv a salată de fructe, dragilor, și avea o textură din aceea de gel. Și bineînțeles că dacă mi-a plăcut, iată că l-am recumpărat și refolosit. Și apropo de produse refolosite, le am și pe acestea, sunt din gama SSN Co. de la Oriflame, gama aceea premium de îngrijire a corpului și am aici niște variante pe care le tot vedeți la mine. Aceasta care a început să-mi placă destul de mult și să devină una dintre favoritele mele, iară nu știu cu ce este, cu salvie și nu mai știu, o să vă scriu pe ecran. Și varianta aceasta super, super fresh cu lămâie și verbină și de fiecare dată când zic verbină mă gândesc la Jurnalele Vampirilor. Dacă sunteți fani, cu siguranță o știți la ce mă refer. Iar ca și compoziție sunt fix la fel, niște geluri dense, curăță bine mâinile, nu le usucă deloc, simți că folosești sincer niște produse din acestea premium de îngrijire a corpului și știu că Paul le folosește și ca geluri de duș, pentru că da, se pot folosi și ca geluri de duș, mai ales că au pompiță, sunt practice de folosit. Iar acesta, v-am zis că îmi place mie mai mult pentru că îmi place mirosul. Miroase a flori. Iar celelalte două săpunuri pe care le-am terminat sunt acestea solide, tot de la Oriflame, din gama aceasta Scents and Moments. Am terminat varianta aceasta Ocean, care era o variantă de reîmprospătare, cum spun și ei, perfectă pentru vară. Era așa un săpun albastru, după cum vă puteți da seama de pe ambalaj, și mirosea efectiv a curat. Cumva da, te ducea cu gândul la mare, la ocean, la vacanță, ceva de genul acesta, și este un miros unisex, deci merge folosit de toată casa. Iar acesta, bineînțeles că mi-a plăcut mai mult pentru miros și pentru consistență, să știți. Este din gama Love Nature, tot în varianta aceea cu castra vete și ceai verde, era un săpun așa rotund, verde, care mi-a plăcut în mod special și pe lângă miros, că avea o consistență ce făcea așa o spumă foarte, foarte catifelată și delicată și nu simțeai că îți usucă mâinile și simțeai așa un pic mirosul pe mâini după ce îl foloseai, așa că da. Îmi plac maxim noile produse din gama Love Nature și o să le mai tot vedeți la mine. Și tot pentru mâini, dacă tot suntem aici, am mai terminat încă un dezinfectant din acesta de la Oriflame, din varianta aceasta Soft Cares, care v-am zis eu că pe lângă faptul că, da, are alcool și dezinfectează bine mâinile și poți să-l iei cu tine în geantă și se usucă repede pe mâini și poți apoi să faci diverse chestii și chiar să mănânci, are și niște ingrediente care nu-ți lasă mâinile să se usuce, ceea ce este minunat. Mai am câteva produse în categoria aceasta și apoi o să vorbim și despre cele pentru păr și vreau să vă arăt acum un produs pentru hidratarea corpului pe care l-am folosit și mi-a plăcut mult că l-am folosit în mare parte în perioada aceasta de vară, deoarece vorbesc aici despre gelul acesta pentru corp, acest șerbet sau nu mai știu cum se numește, este de la Sabon în ediția aceasta limitată Tokyo, care nu știu sincer dacă se mai găsește pe site-ul lor în momentul de față, dar v-am vorbit eu cred că pe Instagram mai mult despre această ediție limitată. Era lansată cred că prin vară, dacă nu mă înșel, undeva anul trecut și îmi place foarte mult întâi de toate mirosul, pentru că este floral, de ai impresia că intri efectiv într-o grădină cu flori și sunt acolo buchețele, buchețele. Nu știu, miroase incredibil și nu vă mai spun cât de bine persista pe piele mirosul acesta. Și pe lângă faptul că ador parfumul pe care îl are, vorbim aici despre produse pentru corp de la Sabon. Adică acestea chiar sunt un răsfăț, își merită banii chiar dacă sunt puțin mai scumpe. Câteodată un cadou din acesta cred că merităm fiecare dintre noi. Iar gelul acesta de corp avea efectiv o textură de budincă din aceea mai lichidă, mai catifelată și când băgai degetele în borcănaș chiar simțeai că le bagi efectiv în budincă, se întindea foarte ușor pe piele și intra la fel de repede și nu aveai nevoie de o cantitate mare pentru a simți pielea hidratată, hrănită.
Așa că mi-a plăcut maxim și cu siguranță o să mă mai vedeți că folosesc produse de la Sabon, pentru că îmi plac mult de tot. Iar în această perioadă am reușit să termin 2 exfoliante pentru corp și nu vine să crezi, sincer. De obicei țin cam 2 deschise prin baie, așa că iată acum când s-au terminat ambele, pe care bineînțeles că le-am înlocuit cu altceva. Întâi de toate l-avem pe acesta de la The Body Shop, în varianta aceasta cu lapte de migdale și miere. Am mirosit incredibil delicios, efectiv, ingredientele din care spune că este făcut produsul acesta, și avea o textură mai specială. Nu știu dacă știți, dar exfoliantele celor de la The Body Shop au diverse texturi. Deci pe lângă faptul că diferă mirosul, aroma, diferă și textura la ele, iar acesta era sub formă de cremă destul de densă, cu particule abrazive înăuntru, bineînțeles. Și în momentul în care îl foloseai, nu simțeai că este așa foarte, foarte, foarte abraziv, dar cu toate astea îți exfolia bine pielea și, având textură de cremă, o și hidrata în același timp, ceea ce era perfect pentru mine, pentru că după ce îl foloseam la baie, nu mai era nevoie să vin cu o loțiune de corp. Iar celălalt a fost efectiv un deliciu, pentru că mie îmi plac foarte mult aromele fructate și este de la Oriflame din gama Love Nature. Din păcate, este o ediție limitată și nu cred că îl mai găsim în momentul de față în catalog, dar putem să-l urmărim pe site sau în flyerul acela cu oferte. Este în varianta cu fructe de pădure și avea o textură de gel. Bine, nu mai am ce să vă mai arăt acum, pentru că am curățat, să știți, recipientul acesta, pentru că se prelingea efectiv produsul din el. Arăta și se simțea când băgai mâna în el ca o marmeladă, efectiv, pentru că mai avea și particule exfoliante de smeură sau mure sau ce era pe aici, pentru că, într-adevăr, particulele acestea din produsele Love Nature sunt naturale, de la fructele respective, de la semințele lor. Ca efect, reușea și el să exfolieze pielea, pentru că avea și particule mai mici, dar și mai mari. Nu hidrata pielea sau ceva de genul acesta, dar pur și simplu la el a contat mult exfolierea pe care o făcea, mirosul acesta și senzația asta ca și cum îți întinzi marmeladă pe corp. Și bineînțeles că era inevitabil să nu termin în toate aceste 4 luni și un gel din acesta intim de la Oriflame din gama Feminel este gelul intim pe care îl folosesc eu constant, cred că de câțiva ani, iar acum am terminat varianta cu aloe vera, care este una dintre cele mai faine, cel puțin pentru mine. Bine că o textură de gel, curăță foarte bine zona blând, fără să creeze iritații sau alte probleme, și credeți-mă că dacă aveam probleme cu el, nu îl foloseam de vreo mai bine de 7 ani, dacă nu mă înșel. La capitolul deodorant am terminat 3, bine, unul este al lui Paul, este acesta rolon de la parfumul Giordani Gold Man, care i-a plăcut foarte tare, cred că este a doua oară când îl termină, dacă nu mă înșel. Miroase și bine, într-adevăr îl și protejează și nu pătează hainele sau ceva de genul acesta. Și eu, ca de obicei, am terminat deodorante Activel. Varianta aceasta spray, care este cea fresh, una dintre preferatele mele, îmi place acesta pentru că, într-adevăr, e mirosul acela răcoritor, proaspăt, și protejează super bine și nu pătează hainele. Și la fel și acesta, în varianta de rolon, varianta Invisible, care promite ea să nu lase urme pe haine, dar vă zic sincer că eu n-am avut nicio problemă cu deodorantele Activel în ceea ce privește urmele pe haine, indiferent de varianta pe care am folosit-o. Deci toate mi se par la fel de eficiente, mai puțin varianta aceea pe mov, care mi s-a părut mie mai lipicioasă și până la urmă n-am mai recumpărat-o, dar acestea sunt foarte bune și de aceea le tot vedeți în continuare. Mai avem foarte puțin, dragilor, încă 3 categorii și gata, așa că stați cu mine până la final și vorbim acum de produsele pentru îngrijirea părului. Și de data aceasta, să știți că am multicele, pot să zic, pentru că de obicei nu sunt chiar atât de multe, de asta zic. În primul rând, am terminat șamponul acesta nou, este din noua gamă Love Nature, după cum se poate observa, pentru părul gras cu lămâie și cu mentă. A venit sub formă de gel și mi-a plăcut foarte, foarte tare pe perioada verii, pentru că începuse să mi se îngrașe părul extrem de mult, iar șamponul acesta simțeam că încurăță foarte bine scalpul, dar fără să usuce părul și să-l lase sârmă efectiv, și cu siguranță o să-l recumpăr la un moment dat. Și mi-a plăcut mult și mirosul fix a lămâie și a mentă, super răcoritor și energizant. Și nu vine să cred că nu este singurul șampon pe care
l-am terminat în această perioadă, pentru că l-am dat gata și pe acesta, tot de la Oriflame, doar că din gama Milk and Honey Gold, și pe lângă șampon am terminat și balsamul. Sunt practic frate și soră sau mamă și fică sau spuneți-le cum vreți. Am mai folosit înainte gama aceasta și știam la ce să mă aștept. Șamponul este genul acela cu o textură mai densă, mai cremoasă, curăță bine părul și nu lasă deloc să se usuce, ceea ce este bine. Iar balsamul are o textură destul de densă, dar potrivită astfel încât să poți să-l scoți efectiv din acest recipient și, după cum puteți vedea, eu l-am strâns destul de mult ca să reușesc să-l scot ca lumea. Face o treabă foarte bună ca balsam, doar că trebuie să-l lăsați în părul umed să acționeze măcar 5-10 minute, ceva de genul, și apoi o să vedeți că te ajută să descurci mai ușor părul și îl lasă mai hidratat și vârfurile arată mai bine. Și stați puțin că mi-am dat seama că mai am încă ceva din această variantă, am și masca de păr terminată. Ei bine, cu ea este altă poveste. Ea îmi place în mod așa mai deosebit, pentru că da, în general îmi și plac măștile de păr, are o textură foarte densă și miroase a lapte și a miere și normal că vreau să-mi miroase părul a lapte și a miere după ce fac baie și chiar persistă bine mirosul. Reușește într-adevăr să descurce, să hrănească părul, să-i dea așa o strălucire foarte frumoasă și nu vă exagerez, cred că este a 5-a, a 6-a sau a 7-a oară când o termin efectiv, pentru că îmi place mult de tot. Vine și într-o cantitate de 300 de mililitri, dacă nu mă înșel, a nu, are 250 de mililitri și mă ține foarte, foarte bine. Și nu e nevoie să pui o cantitate mare în momentul în care o aplici, pentru că fiind atât de densă, face o treabă bună cu o cantitate mai mică, deci este și spornică. Și dacă tot v-am arătat masca aceea de păr, vă arăt și pe aceasta care vine la pliculeț din gama Love Nature, în varianta veche cu avocado, care mi se pare foarte faină în continuare. În acest moment, la lungimea părului meu, îmi ajunge un pliculeț din acesta la două aplicări, pentru că în general pun mască cam de la nivelul acesta până jos la vârfuri și, Doamne, hidratează părul atât de bine și îl descurcă și îl lasă foarte parfumat. Îmi place mult de tot și în continuare o să mă vedeți că mai folosesc măști din acestea din gama Love Nature. De asemenea, am terminat și uleiul acesta pentru păr din gama Eleo, uleiul meu preferat de la Oriflame. Bine, aici avem varianta veche, dar îmi place foarte mult și acesta, dar și cel în varianta nouă pe care îl folosesc acum. Iar aici l-am avut pe cel protector. V-am mai zis că acest ulei este perfect dacă vrei să-ți descurci mai ușor părul fără să mai tragi de el, dacă vrei să-ți hidratezi vârfurile în cazul în care ai niște vârfuri foarte, foarte uscate. Miroase de asemenea foarte bine, vine și așa cu pompiță și are o cantitate de 50 de mililitri, dar care, crede-mă, că te ține super multe luni, pentru că având o textură mai densă de ulei, o să vezi că nu curge efectiv printre degete, nu e nevoie să aplici prea mult. Și tot pentru păr în această categorie, vă arăt și gelul acesta de fixare a părului, pe care bineînțeles că l-a terminat Paul, este cel transparent de la Oriflame, pe care îl folosește cred că de când ne cunoaștem noi doi și iată că în continuare îi place, ceea ce mă bucură, așa că o să-l mai tot vedeți prin astfel de clipuri. Mergem acum la penultima categorie, cea legată de igiena orală, pentru că bineînțeles și aceasta este importantă și am terminat 4 tuburi de pastă de dinți, 3 sunt de la Oriflame, din gama aceasta Optifresh, adică gama lor, că nu există altă gamă de pastă de dinți la Oriflame, nu știu de ce am zis așa. Și am aici, cred că doar aceasta este varianta nouă și celelalte sunt vechi, dar îmi plac în continuare să știți în varianta aceasta veche și le mai găsim prin flyerul acela sau pe site. Cel mai și cel mai mult, ca să fac o comparație între acestea 3, dacă tot le am aici, îmi place aceasta cu efect de albire, apoi ar fi aceasta pe verde care dă un efect așa foarte fresh, foarte proaspăt, iar ultima ar fi aceasta, nu este printre preferatele mele pentru că are textură de gel, nu știu dacă se vede, și în general mie îmi plac pastele de dinți care au textură de pastă din aceea albicioasă cum este aceasta, iar cealaltă, cea de-a patra, este de la Sensodyne, este o pastă de dinți recumpărată în varianta Extra Whitening, despre care v-am mai vorbit, îmi place mult de tot, este una dintre preferatele mele, curăță bine, îți împrospătează respirația, păstrează dinții curați pe parcursul zilei și de asemenea dă și un efect de albire, mai ales
într-o anumită lumină, chiar funcționează. Și am terminat și o apă de gură. Cred că v-am înnebunit cu apa aceasta de gură, dar de când am descoperit-o, numai și numai pe ea o folosesc. Este luată la recomandarea stomatologului meu și o găsim în DM și are un preț foarte mic, gen sub 10 lei. Mă ține o veșnicie, are 500 de mililitri și nu are alcool. Deci dacă nu folosiți apă de gură pentru că știți că vă arde efectiv cavitatea bucală, pentru că evident are alcool, încercați-o pe aceasta pentru că face fix același lucru, curăță dantura, reîmprospătează respirația, dar nu te arde, ceea ce este minunat, așa că încercați-o, dragilor, și aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut. Iar acum mai avem categoria chestiilor random pe care vă arăt eu spre final, ca de fiecare dată, cu suplimente alimentare, ce mai consum eu și chestii pentru casă. Și vreau să încep cu ceva ce m-a impresionat. Este vorba despre difuzorul acesta de aromă, cred că așa se numește, de la brandul acesta, pe care nu o să-l pronunț pentru că probabil o să-l greșesc, dar poate îl recunoașteți pentru că este peste tot. În magazine, în supermarketuri, online, deci dacă vrei să cumperi un difuzor de la ei, îl găsești cu siguranță. Mie mi-a fost recomandat de câteva persoane apropiate și l-am văzut și pe la ele prin casă și nu știam ce miroase bine pe acolo și mi-au explicat că este chestia asta, așa că am zis să o iau și eu, a costat doar 20 de lei și cred că m-a ținut o lună, pentru că evident recipientul acesta era plin și am ales aici varianta cu liliac pentru că mie în general îmi place liliacul și voiam să văd cât de intens miroase. Și doamne, deci miroase atât de intens difuzorul acesta și parfuma atât de bine întreaga cameră încât nu venea să crezi, sincer. Bine, nu parfumează chiar atât de puternic cum fac lumânările de la Bath & Body Works, adică orice chestie care îmi parfumează camera, eu o compar mereu cu acele lumânări pentru că mi se par cele mai bune din punctul acesta de vedere, dar totuși parfumează wow! Și mirosul acesta și gradul acesta de persistență și cât de mult îl simți în cameră ține cam până unde ajunge produsul acesta undeva pe aici. Deci când ajunge la acest nivel, parcă nu îl mai simți atât de intens în cameră, dar până aici așa, deci mai jos de jumătate. Dacă vrei să ai casa destul de parfumată, eu zic că este o idee bună să-l încercați. Și alt plus pe care îl are brandul acesta este varietatea de arome. Deci serios acum, au aromă cu fursecuri, cu nu mai știu cu ce am văzut, cafea, nu mai zic, și multe, multe altele. O să mai cumpăr cu siguranță chestii de la ei, iar de data aceasta, pentru că a venit toamna, cred că o să mă orientez către o variantă așa un pic mai dulce. Apropo, dacă l-ați încercat, aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut și care este varianta voastră preferată ca să știu și eu să o încerc. Mulțumesc! Tot la această categorie vă arăt încă un recipient din acesta de înlocuitor de masă pe care l-am terminat complet. Este înlocuitorul acela de la Oriflame, shake-ul acela care efectiv are puține calorii, dar are ingrediente astfel încât ține loc de o masă, pentru că el conține proteine, fibre, carbohidrați, grăsimi și mai conține și 23 de vitamine și de minerale, ceea ce în general poate noi nu reușim să luăm dintr-o simplă masă pe care o preparăm acasă. În continuare îl consum pentru că altfel nu l-aș fi terminat și am aici varianta cu vanilie, doar că nu mai urmez în acest moment programul de slăbit, ci pe cel de menținere și nu-l beau chiar în fiecare zi. Îl beau în momentele în care mă grăbesc și trebuie să consum o masă sau în momentul în care la fel trebuie să mănânc ceva și nu am o chestie, o masă pregătită acasă și decât să comand mâncare sau să mă apuc eu să ronțăi diverse chestii, mai bine îmi fac un înlocuitor din acesta de masă pentru că v-am zis are și puține calorii. Eu îl fac cu lapte de vacă din acela cu 1,5% grăsime și are în jur de 200 de calorii, deci super. Iar în această vară, la capitolul suplimente alimentare, am reușit să urmez din nou tratamentul acesta complet ce ajută să crească părul și să nu se mai rupă atât de repede și să facă unghiile mai rezistente. Sunt aceste suplimente alimentare de la Oriflame care conțin fier, magneziu și chestii din acestea, vitamine care ajută efectiv cu părul și cu unghiile și de aceea atins să cred că mi-a crescut și destul de repede părul înainte de nuntă. Nu știu cât de bine reușesc eu să vă arăt acum, cred că este prea lung de nu mai încap cu el în cadru. Eu am făcut, după cum am spus aici, tratamentul complet, adică cu 4 cutiuțe din acestea. O cutie te ține 3 săptămâni, trebuie să iei 2 pastiluțe în fiecare zi, dar dacă vreți să vedeți efecte și să vă convingeți, vă zic eu din propria experiență că îl iau de câțiva ani, sunt suficiente și 2 cutii, așa că dacă aveți nevoie pentru păr și unghii,
copii, încercați-le. Și bineînțeles că am luat și suplimentele pe care le iau eu zilnic, pachetelul acesta pentru femei, tot așa din gama wellness, stați așa că nu știu câte cutii am terminat aici. Le-am rupt efectiv așa ca să nu-mi ocupe prea mult loc în cutie, deci haide să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, am terminat 5 cutii din acestea de suplimente și ce să vă mai zic despre ele, că vă vorbesc în fiecare clip cu proste terminate, deci nu cred că a existat un clip în care să nu vă arăt măcar 2 cutii din acestea consumate și le iau în continuare pentru a mă simți mai bine și pentru a completa alimentația pe care o am eu în viața de zi cu zi, pentru că nu reușesc evident să mănânc tot timpul cantitatea necesară de legume, de fructe, de lactate și așa mai departe, așa că ele îmi sunt un real ajutor. Ei bine, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi cu produsele mele terminate din ultimele 4 luni. Promit că data viitoare o să fie un clip mult mai scurt decât cel de astăzi, dar totuși, dacă v-a plăcut, dacă v-a fost util, nu uitați, vă rog, să apăsați pe butonul de like și să vă abonați pentru a vedea și următoarele clipuri pe care urmează să le postez. Iar acum, la final, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, mai ales dacă ați ajuns să mă urmăriți până în minutul acesta, vă mulțumesc din suflet și până data viitoare când ne vedem, vă las în partea aceasta mai multe clipuri interesante să mergeți să le vizionați, inclusiv un playlist cu empties, așa că mergeți să-l vedeți, iar acum vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!